Invitat astăzi la Vieți Transformate este Nicu Vinars. Numele sună interesant, dar nu are legătură cu, în momentul acesta, nu mai are legătură cu ceea ce ar reprezenta numele. Bine ați venit la Vieți Transformate. Bine v-am găsit și mă bucur că pot să fiu o mărturie pentru cei care au fost prin viața pe care am trecut și mai sunt mulți. Și poate ajutăm. Vă place să batezați tobe? Păi asta este pentru mine pasiunea vieții mele de la 10 ani. De la 10 ani? Da. De la 10 ani. Interesant. Cum v-ați descoperit pasiunea de a bate? Păi din familie. Tatăl meu și încă doi frați de-ai mei. Noi am fost 9 frați, 10, dar unul a murit, cel mai mare, și apoi numele mi l-a pus de la Nicolae, de la el. De mici am crescut în domeniul ăsta al percuțiilor și s-a transmis. 10 frați, o familie de pocăiți? Nu. Nu? Nu. Apoi au început să-l primească pe Domnul, fratele meu cel mai mare decât mine, cu 10 ani. A fost la Biserica Baptistă din Hațic administratorul și a murit la 47 de ani, a plecat la Domnul. Spuneți-ne cum v-ați întors la Domnul. A fost un moment interesant. Cântați în grupul Sonor atunci, da, care s-a da. Schimbat în Harul, și a fost un moment cam filme. Da, am putea spune. Așa este. Spuneți-ne. Păi veneam de la o nuntă de lângă Hațec, de la Pui. Cu băieții, Pui, cu grupul. Cu băieții, da, bineînțeles, cu Sonorul. Cu Titel Munteanu, solistul, cu Vili Slovic, organistul, cu Tavi Luncan și cu restul băieților. Cam cât făceați la o nuntă, așa? Cât câștigam? Comparativ cu salariul din vremea. Trei salarii pe noapte. Deci într-o noapte salariul pe trei salarii pe noaptea aia. Deci se câștiga foarte mult. Aveam două buzunare, unul pentru mine și unul pentru soție. Îmi place să spun cu ăsta, pentru sună că bine. Sună bine și nu prea. Pentru că sună interesant. Nu interesant, sună da. Interesant. Exact. Pentru că întotdeauna când veneam de la nunți, îi puneam banii pe masă și... Se bucura? Nu. Tocmai aici este. Are și o mărturie foarte, foarte... la punct ochit și lovit. O invităm la Vieți. Chiar astăzi când am plecat, a zis, bă, dar numai pe voi vă cheamă, da? Noi, soțiile care am stat acasă și am trecut prin atâtea momente cu voi, prăpădiților, corect, de atunci, corect. Spunea ea. Și acum binecuvântaților. Îi puneam banii pe masă și spunea așa, m-am săturat de banii ăștia muldari. Dar tu de unde știi că sunt bani muldari? Măi, pe da, nici n-ai ajuns acasă și deja știu ce ai făcut acolo. Ce ați făcut fiecare. Deci aveam informatori. Și mai și simțea. Da, mă da, simțea da. Pe mine. Când este al șaselea simț. Da, exact. De multe ori când ajungeam acasă, când băieții, m-a binecuvântat Dumnezeu cu doi băieți și o fată, atunci nu era fata, dar băieții, când vin ajung la casă, se bucura cu ajustata și mă cam feream de ei ca să nu îi îmbrățișez, pentru că știam de unde vin. Nu intru în detalii, dar vă dați dumneavoastră seama. Da, și spunea de multe ori că banii ăștia sunt muldari și că nu sunt... deși eu și lucram în construcții, pe vremea aceea eram în șantier, banii care veneau de la muzică, de la cântat, pentru ea nu erau bine primiți, într-adevăr, pentru că noi plecam la repetiții, noi plecam la concerte, noi plecam la nunți, eram tot plecat. Ea și-a crescut copiii, ne-a crescut copiii, pardon, dar chiar a fost o fază și își aduce aminte de multe ori cu soția lui Vili Slovic, când eram la Casa de Cultură la o repetiție și... Aia a fost pentru noi ultima repetiție. De acolo, noaptea aia, m-am pocăit eu. Da. Și a lucrat la fabrica de bere, operator. Interesant. Vinars lucrează la fabrica de bere. Da. Că spuneați dumneavoastră. Da. Da. A zis să te duci acasă mai repede. Pentru cei care nu știu, Vinars în o anumite regiuni din România înseamnă... Da, sau palincă, în toate țunii, în toate regiunile. Băutură, da. Dar când am fost botezat, că mă opresc puțin aici, fratele Poplăceanu de la Sibiu m-a botezat și a spus așa, lucram la tabăra Brădățel, așa, s-a pocăit Vinarsul. S-a pocăit cu tobe, cu tot, cu absolut. Și da, a fost un moment unic și foarte, 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 foarte,
cu impact pentru prietenii noștri și pentru cei din jurul nostru. Da, banii nu erau curați, nu erau bine primiți de ea de multe ori din cauza, v-am spus, lipsei mele de acasă. Deci veneați de la o nuntă. Da, veneam de la Pui, de la o nuntă, lângă Hațeg. Și pe drum mi-am oprit să împărțim banii, ca de obicei. Ne opream undeva, nu stăteam noi în văzul lumii și mai aveam câte ceva pe acolo, câte o glajă, nu știu ce, și la un moment dat Avi Luncan trece drumul în partea cealaltă, unde eram noi opriți. Avi Luncan era într-un fel liderul grupului. Saxofonistul. Saxofonistul. Da. Și atunci noi am rămas acolo pe partea aceea, lungă o căpiță de fân, nu știu ce, mai așa. Și la un moment dat îl văd în genunchi, în fân acolo jos, mă, dar ce s-a întâmplat cu el? Eu eram foarte apropiat de el, eu l-am adus în trupă, noi, și mă, Tavi, eu ce, mă duc la el. Când am ajuns la el, Tavi, ce s-a întâmplat? Nicule, uită-te aici, am sărit în iarbă să mă duc pentru mine, nu știu ce, și m-am lovit de crucea asta. Nicule, numele meu pe cruce, data nașterii și tot absolut. Eu am avut 7 accidente, wow, și nu mi-a căzut un fir de păr din cap. Asta e mărturia lui de la cruce. Și am rămas lângă el. Mă, Tavi, dar stai puțin. Ceea ce nu era, cum spunea el, data nașterii este. Și acum, dacă vă opriți la crucea din Rușor, coborârea către Pui, pe stânga, e acolo. Scria Munteanu, nu știu cum, dar el din trăirea aia, din când a văzut data nașterii, când lovitura aia, eu și-a văzut și numerele acolo. Deci asta vă spun, că am fost acolo. Și atunci au zis, Nicu, eu am promis lui Dumnezeu la armată, când s-a tras revoluție, am promis revoluție în armată. Da, da, da. Da, un militar l-a ascuns, știți mărturia lui, cred că așa. A fost invitat la Vieți Transformate și Tavi Luncan. Da, cred. Da. Și atunci eu am promis lui militarul ăla că eu o să compun o cântare pentru slava lui Dumnezeu și că o să mă împac cu Dumnezeu. Și eu gata, am rupt-o, pun pușca în cui și nu mai cânt cu voi. Nu. No. De aici mai departe nu mai spun că știți mărturia lui. Și atunci am zis eu, fă ce ai de făcut, că și eu sunt pe aproape. Aia a fost vorba mea care am spus-o lui Tavi atunci. Și eu sunt pe aproape. Pe aproape de pocăință. De pocăință. Că el m-a spus că el se pocăiește și că nu știu ce. De ce eram pe aproape? Eram administrator la Căminul de Nefamiliști a TCH-ului din Hațeg și acolo era o familie care totdeauna făcea probleme. Să băteau, să îmbătau, să băteau, făceau, spărgeau geamurile și într-o zi a venit... La Nefamiliști era o familie? Da, da. Era un Cămin de Nefamiliști? Primeam că lucrau în șantier, da. Și îi primeam acolo că, nu, mă rog, necalificați de ăștia, cum vin să îi prim... mai știu, din Moldova, în Vaslui, pe acolo. Și a venit într-o zi la controlare de buletine, de ce am pe acolo, poliția. Doi polițai care, unul dintre ei s-a pocăit. Ianes, este în biserică, Biserica Medică Stală din Hațeg. Și intrăm gălăgie în sală, când am, în camera lor. Când am intrat, el cu ciocanul o lovea pe soția lui. S-a întors către mine și a dat cu ciocanul și eu m-am bărat și l-am lovit. Și-a căzut jos, i-a ieșit sânge pe nas, mă rog. Atunci Ianis mi-a zis, Nicule, ce ai făcut? Nu așa, una să dă, una să ține. Dar eu, de disperare aia, eu, bă, cum, tu dai cu ciocanul mine? Nu, în sfârșit. Reanimare, Deva, 3 luni de zile. Wow. A fost pentru mine... Dintr-un singur pumn? Da. A dat cu capul de mozaicul ăla ce era acolo pe... No. Atunci au zis către mine, Nicule, știam, nu știam bine cu el, te duci la biserică să pui 2 lumânări, să nu moară ăsta. Că dacă moare, ești gata. Din momentul ăla eu am fost în consemn și aia era pe vremea cealaltă, da? N-aveam voie să părăsesc orașul, n-aveam voie să trăiască. Deci eram într-o perioadă foarte grea. Nevasta mea mi-a spus vreo 2-3 săptămâni, nu știa nimica. Nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Până când am venit acasă odată și a fost prima promisiune și prima dată când m-a pus pe genunchi. În fața lui soția mea m-a pus pe genunchi. Am zis, dacă moare ăsta, știi că eu să fiu la pușcărie? Uite ce am făcut. Nicu, nu se poate. Ba da. Aveam 2 băieți. Atunci și am zis așa, să știi, te pregătesc de acum. Uite ce am făcut. I-am dat un pumn la unul și... Eu sunt ca o semn, eu sunt așa.
Dar m-am pus în genunchi în fața ei și am zis, asta mi-e crucea. Mi-a făcut o cruce așa. Nici nu știu, vă spun sincer, n-am știut și nici nu știu care e ordinea. Nu știu, cred că Domnul îmi vede. Am făcut acolo, făcut ceva așa și dacă ăsta scapă, eu mă pocăiesc. Dar i-au zis așa, Nicu, ai mai spus tu că te pocăiești. Am adus preot acasă, mi-au făcut pe la ușă, nu știu ce, feștane și o masă, am băut cu el, am ăsta și a plecat tot, după vreo două, trei zile iară la roc. Adică spărgeam. Aveam o nebunie în cap când eram băut, nu știam ce fac. Nu știam ce fac. Și una, două, spărgeam. Orice îmi pica la mână, dădeam cu el în perete sau... Ea trebuia să se ferească de mine, că eram furii, foarte... pahare? Da, 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 tot ce prindeam. Nu-mi convenea nimica. Puneam mâncare, o aruncam. Dar nu loviați oameni? Nu. O singură dată am lovit-o și atunci a fost noaptea pucăinței mele. Când am lovit-o pe ea, atunci s-a terminat. Am zis, gata. Pentru mine asta... Bun, și ăsta, după 3 luni de zile, eu m-am pus și am promis lui Dumnezeu că mă pocăiesc. În astea 3 luni de zile, lucram în șantier. Și lucram și administrator și lucram și sudor, câștigam. Deci, șeful meu, un instalator, șef, era Florin Doboș, care e păstor la pensie acum, la biserică, a fost la biserică, îmi spune așa, Nicușor, vai, te las să pleci la cântat, că eu plecam sâmbăta și recuperam. Dar am atâta nevoie, avem de tine la fanfara noastră, avem o fanfară și avem un toboșar, atâta ne trage înapoi, el cânta la trompetă, mă rog. Și vreau să vă spun că în momentul pocăinței mele a venit tot așa într-o... Am fost la o... 1 decembrie, cum venise imediat după Revoluție, atunci... să cântăm în oraș, nu știu ce, cu trupa, cu Casa de Cultură. Și soția, v-am spus, o trecut pe la sală, pe la repetiții, s-a dus la lucru și a zis, vezi că am lăsat copiii acasă și să nu stai prea mult, să mergi acasă, pentru că, no, și să vezi de ei și nu știu ce. O venit de la lucru, seara târziu, 11 era, s-auzea muzica până în oraș, de la mine de acasă, pentru că, nu, la mine acasă era întotdeauna de băut. Niciodată nu lipsea. Ea lucrează la fabrica de bere, avea câte un bon de bere, de o ladă de bere pe săptămână. Cum sunt acum bonurile de alimente. Primea plus băuturi de la Moldova, veneam cu vin, în sfârșit. La mine trăgeau prietenii ca la... Și erau toți la mine în casă în seara aia. Ca la miere. Da. În seara aia erau la mine Titel, Vili, Andreșoiu, care este iar un coleg de-a nostru care cânta, nu Motavi nostru, dar mă rog. Și a venit și ne-a spus așa, Nicu, dă mai încet muzica că se aude până în centrul orașului. Și ce dacă? Noi cu poliția n-aveam treabă, le cântam, noi eram... Miliția. Da, miliția, pardon. Nu se întâmplă nimic, stai tu liniștită, du-te, fă cafea, fă sandwich-ul, fă aia. La un moment dat a zis, Nicu, ar trebui să încetați. Du-te de aici, că nu trebuie să spui tu ce trebuie să facem noi. Și atunci am făcut un gest foarte urât. Bine, i-am spus de atâtea ori, dar nu mai spune lucrul ăsta. Nu, trebuie să spun. Eu îl spun că de acolo m-a scos Dumnezeu pe mine, pentru alții care ascultă și văd lucrul ăsta. Poate plic de bine. Da. Am dat cu o sticlă de bere după ea. Și-a închis ușa și s-a spart ușa. Pur și simplu, dacă loveam pe ea, ce se întâmpla? La nivelul capului. S-a spart sticla, s-a spart acolo jos și ea s-a dus dincolo la copii, la Cătălin și Adi, care... Cătălin este în Timișoara la operă, este flautist, celălalt este dirijor la Filarmonica din Târgu Mureș. Da, Dumnezeu, după ce m-am predat, după ce am lăsat lumea, după ce am zis că ce se va întâmpla. Pentru că ei erau buni de câștiga bani. Așa vedeam eu din ei. Aveau talent în ei, aveau talent, aveau... Se vedea în ei ceva de, cum se spunea la noi atunci în lume, de câștigat bani, de formație, de așa. Dumnezeu a lucrat și în viața lor.
mai puțin o să mai punctez. Dar acum vreau să spun momentul când m-am pocăit în seara aceea, a plecat Florina, s-a dus la copii și le-a spus: Cătălin, Adi, haide să plecăm că tata face scandal. Și avea obiceiul să ia să plece ca să nu vadă copiii. Sau s-a dus în spatele blocului și s-a rugat toată noaptea, era 12 până la 6 dimineața, a stat cum a știut ea, ea n-a fost pocăită, dar a văzut în familia ei, din Moldova, din Galați, undeva Târgu Bujor, o credință ortodoxă așa în felul ei, care a trăit-o, a trăit-o. În ce sens a trăit-o? A venit și ne-a spus nouă despre cum bunica, cum erau de credincioși și cum țineau ei în felul lor niște sărbători care așa, și că la ei în casă n-au auzit niciodată o înjurătură și la ei în casă nu s-au făcut lucrurile care tu acum le faci, Nicule. Copiii noștri cum o să creștem? Asta m-a mișcat foarte mult pe mine. Am văzut că nu mai este, a plecat, plecaseră colegii, am văzut urmele ce s-a întâmplat. M-am dus și am căutat-o. M-a sărit băutura atunci ca niciodată. M-am dus și am căutat-o că ea spunea: o să-mi iau viața, o să-mi iau copiii, o să te părăsesc, cu tine nu mai pot să stau. Și atunci... Și chiar făcut... era fizic, era periculos. Sigur, da. Atunci mi-am făcut eu o imagine și am zis, și acum revin, pentru a doua oară m-am pus pe genunchi și am zis: Doamne, acum chiar, dacă mi-o dai întreagă și dacă nu s-a întâmplat nimica, era sâmbătă dimineața, mâine mă duc cu ea la biserică, dacă vrea să vină cu mine, ok, dacă nu, eu mă duc. Am făcut o tură de bloc pe acolo, m-am tot uitat, ea m-a văzut, era în spatele lui, erau niște magazii de mobil acolo. Era și cu copiii sau singur? Nu, copiii au rămas în casă, de data asta au rămas în casă. M-am dus acasă, bineînțeles, n-am pus-o mai dorm, ei, ca dimineața pe la 6, au venit cu sora de-a mea, a fost frică să vină singură și să-mi spună ce-o hotărât. O soră de-a mea, ortodoxă, în felul ei, nu? Și-o zis: Nicu, am venit cu Maria, că mi-a fost teamă să vin. Zic: nu, nu trebuie să fie teamă, haideți să stați jos, că trebuie să vă spun eu prima dată ce am hotărât. Nu, vreau să spun, nu, spun eu. Eu am hotărât să mergem la biserică împreună. Nu credeți că pe moment, asta spune și ea când mai are așa momente, pe momentul o zis ea să te pocăiești tu, pentru că tu ai făcut atâtea prostii. Eu n-am nici ce să mă pocăiesc. Atunci, pe moment. Dar imediat și-o revenit și-o zis: măi, oricum o să fie dacă s-o pocăie? Pentru că fratele meu mai mare, v-am spus, Eugen Opreanu, îl cheamă Opreanu pentru că l-a înfiat cineva din neamul nostru ca să aibă un băiat. Și una, două necăima la masă la el și o punea pe soția să se roage. Sau mergeau la evanghelizare, ea mergea. Eu n-aveam cum, că eu l-am tot la cântat. Tot m-a plecat. Nu, și atunci am spus: uite ce am hotărât, Florina, dacă vrei să vii cu mine, eu de mâine am încheiat, dau a contului înapoi, că noi aveam de pe un an pe altul. Dacă vrea cineva să ne aibă să mergem la nunta lor, să le la evenimente, ne lua... Era programare pe da, un an înainte. Nu, altfel nu. Nu se putea. Și asta a fost momentul meu. Deci noaptea aceea pentru mine a fost momentul întoarcerii la Dumnezeu și a transformării mele. Și ce să vă mai spun, mai mult de atât, am făcut iar o gafă care vreau să o menționez. Băiatul cel mare, Adi, care este dirijor la Filarmonica din Târgu Mureș, mergea la biserică, fără să știu eu. Și l-am prins odată. Am avut o nuntă aproape de biserică, cum era sâmbătă seara, ei mergeau la repetiții. La biserică, Biserica Baptistă din Hațeg. Era acolo vechea aia, pe o străduță așa, acolo deoparte. Și el se ducea la repetiții. Îi plăcea mandolina și cânta cu sora Bobby, cu frații noștri acolo, cu Orin. Când iese într-o pauză afară de cântat, se făcea la corturi atunci, când văd o grămadă de copii, veneau în jos și îl văd pe Adi. Zic: Adi, tu ce cauți pe aici? Tu unde vii? Eu fost teamă să-mi spună că știa că, zic, și am făcut o gafă, de-aia vreau să o menționez. I-am dat piciorul în fund față de copiii, să nu te mai prind căzut picioarele. Tu n-ai ce să cauți acolo. Acasă mă aștepți dimineață, când vin eu, fii atent,
la 9, la 10, când vine o de la cântat, tu trebuie să fii pe genunchi la locul tău, unde îl pierdeseam eu, mă rog. Și m-am dus dimineața acasă. Era duminica dimineața. Duminica dimineața, am găsit un bilet pe ușă. Noi suntem la biserică. Curaj mare pe nevasta mea. Wow. Știți ce am făcut? Eram bineînțeles cu capsa pus, am luat biletul, am scris pe invers. Mergeți de unde ați venit. Și am blocat ușa și cu cheia în ușă. No, intrați. M-am culcat, m-am trezit după masa pe la 4, când trebuia să mă duc iarăși, a doua seară la cântat. Iar totdeauna când mă trezeam, îmi părea rău. Dar nu așa. Vai, ce am făcut. Uneori fi, de unde? Dar ce am trecut mie prin cap să fac? Deci alcoolul chiar ia mințile. Da, 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 da. Alcoolul nu poate să facă nimic bine. Deci numai rău. Bun, și atunci a venit, mă rog, acasă, toate sau... Ea avea momentul ei de a ști să depășească, că altfel nu eram împreună. Și mai aveam eu, când eram cu capsa pusă, așa îi spun eu, nu ești în stare să-mi faci o fată. Asta era pentru mine. Eu am vrut fată de la primul copil. Și totdeauna, cum venea cu doi băieți, să-l lăsa cu lucruri nepotrivite, să zicem. Când ce te vorbă duci... tristă pentru o femeie. Da, sigur. Vai de mine. Da. Dacă ea v-ar fi zis meastră, nu știi în stare să faci o fată. Nu se poate, nu se poate. Deci nu, băiat? Am făcut multe gafe față de ea și eu recunosc și ea o și spus. Că pentru că te-am iubit și pentru că eu am văzut în tine și pe mine colegii m-au stricat. Eu n-am fost așa. Când m-au cunoscut ea, când ne-am luat noi, deci dintr-o familie mediocră acolo, da, copii cu minți. Dar nunțile și plecările de acasă, chiar unul dintre colegi, care solistul vocal, care îi plăcea viața, și încet, încet și eu, mai prost, ia să fac și eu, să vedem cum e. Da. Și asta m-a stricat și n-am mai rezistat până când în momentul ăla v-am spus, gata, dacă ăsta scapă, eu mă pocăiesc și vreau să șterg tot ce e în urmă. Și ne-am dus la biserică. Și ce... Și a scăpat cel pe care l-ați lovit? Da, da, da. După 3 luni de zile a scăpat. A ieșit din... l-a ținut în aparate. Dar între timp nevasta venise la mine și îmi cerea la bani. Na, le plăcea băutura și... Că trebuie să meargă la spital, că trebuie să dea la doctor. Am dat, ia de aici și tași din gură. Ia de aici și tași din gură. Am plusat. Da. Și... am ajuns momentul în biserică, că aici a fost iară ceva. Nu m-a spus nimeni nimica. Eu eram într-o relație nu prea bună cu cumnata mea, care era femeia de serviciu acolo, la biserică, soția lui fratele meu, administratorul. De ce? Pentru că noi, eu la băutură am jignit-o și după aia m-a părut rău și fugeam de ea, nu știam ce să mai fac. Și când ne-am dus la biserică, cu cine intrăm în hol? Cu Olga, cu... cumnata mea. Și m-a dus la ea și am zis, Olga, te rog să mă ierți pentru tot ce ți-am făcut. Eu știu că am fost prea cu tine, nu trebuia să vorbesc așa, uite, eu vreau să mă pocăiesc și vreau și... Dar și așa foarte... O crezut? Da. O zis, no, vreau să văd lucrul ăsta. Am intrat în biserică și n-aveam stare. Eram tot... Știam eu că trebuie să facă o chemare, cum am auzit eu. Și nu era, era cina. Era 1 decembrie. Cina Domnului. Cina Domnului, după 1 decembrie, da. Cred că 2, 3 era, că 1 a fost evenimentul la ce am cântat noi. Și atunci cineva m-a observat. S-a întâmplat ceva? Zic, da, știți, eu vreau. Nu e problemă, a scris un bilet și l-a dat în față. Fratele Mihai Sârbu, păstorul nostru de la Haței, un om al lui Dumnezeu. Aleluia! Slăvit să fie Domnul, cum striga el. Ne rugăm de multă vreme pentru familia fratelui Nicu, la fratele Opreanu acasă, știau prin ce trec și eram primul pe listă. Și este în biserică că vor să-l primească pe Domnul. Ne-a ridicat în picioare. Vă dați seama, a fost un moment extraordinar pentru noi. Și... împreună cu soția? Împreună cu soția, da. Noi fiecare am făcut împreună cu soțiile. În ce an era?
91. 91, a trecut an de atunci. Da, 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 e destul. Cum descrieți viața? O să vă rog să mai continuăm încă într-un episod, da? Pentru că ați avut și experiențe interesante cu copiii, da, cu da, fetița. Da, da, da. Dar cum descrieți viața dinainte de pocăință cu viața de din 91, au trecut mulți ani? Viața dinainte, în felul lumii, era the best. V-am spus, bani, tot, dar îmi lisea un singur lucru. Îmi lisea Dumnezeu. Nelipsa Dumnezeu. Era fericire, era împlinire interioară. Absolut nimic. Era fericirea lumii, care eram noi fericiți. Umblam la patru așe, eram toți îmbrăcați la fel. Trupa, da, da, da. Sonorul, când apăream noi prin localuri, prin nu știu ce. Da, împlinirea asta era. Dar, cum spuneam, ne lipsea acasă, liniștea. Erau la fiecare din familie. Nu, eu nu cred că... Eu, dacă l-ați avut și pe Luncan Octavian, nu cred că v-a spus lucruri frumoase despre relația cu soția lui, cu Doina. A fost și el, a fost la... Da, la muche. Fiecare dintre noi. Și Titel, și organistul, și... Noi toți am fost până la limitele alea. Acolo, la limite, Dumnezeu zis, hai, gata. Ajungem când trecut ați făcut voia neamurilor. Ați trăit în beții. Da. În slujirii dorării îngătuite. Da. Cuvântul ăsta ne-l-a dat Dumnezeu când m-am dus să-l... Tavi Luncana avea undeva o nuntă, așa, în familie, ceva acolo, nu mai știu exact, și o zis, bă, Nicu, nu vrea să veniți să cântăm împreună, proaspeți, întorși, eu, Titel și el, dar n-avem organist. Și întorși la Domnul. Da. Eram întorși la Domnul. Dar eu cântam cu... Atunci, imediat după ce m-am întors cu Lușul Lăcăteanu, cu biserica Betle de la Haței, ne-am făcut noi o trupă acolo și zice, mergeți și chemați-l pe Vili Slovic. Băi, Tavi, bă, ăla cântă la Hanul Bucură, are, nu, hai că mergem. Și ne-am dus. Știți ce a zis Vili Slovic atunci? Păi eram eu și Titel, zice, de când vă aștept? Pua. Wow, când am auzit, de când vă aștept? N-ați mai dat niciun semn de viață. Să știți că eu mă gândesc la voi. Și atunci am zis, Vili, înainte de orice dă Biblia, că am văzut-o acolo, dă-mi-o puțin. Și am deschis. Nu obișnuit, am deschis, hai să citesc. Și mi-a mers ochii exact acolo la ajunge, că în trecut a făcut voia neamurilor, a străit în beții, în slujirii dorești neîngăduite. Și mai spune acolo, de aceea să mire ei că nu alergați cu ei la același potop de desfrâne. Bine, ne-au bajocorit mulți pe noi, ne-au criticat, ne-au în felul lor. Dar și mulți au făcut pasul când ne-au văzut pe noi, ce am făcut noi. Pe unul s-a pocăit la mașină, în timp ce lucra la mașină. Eram la tabăra Brădățele, asta e o altă... Vă ascultăm data viitoare. În episodul următor vom continua mărturii interesante, experiențe cu Dumnezeu. Ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor. În chefuri, în beții, în desfrânări, în lucruri care țin de lume. Mesajul este același pentru toți cei care urmăriți această emisiune. Întoarce-te la Dumnezeu chiar acum. Data viitoare vom continua împreună cu Nicu Vinars. Amin.